Creștinii ortodoxi care se conduc după calendarul iulian sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, nașterea Domnului. Ziua a început cu slujbe religioase oficiate în mai multe locașuri sfinte din țară. Creștinii s-au rugat pentru sănătate, pace, liniște sufletească, dar și pentru iertarea păcatelor. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare extraordinar de importantă pentru tot creștinul, numai pentru noi în familia noastră. Am venit cu băiatul meu să ne bucurăm de nașterea Mântuitorului, dându-ne pace, sănătate, prosperitate, gânduri frumoase și realizări cât mai multe. Pentru mine e o sărbătoare sfântă, o sărbătoare frumoasă, de familie. Pentru sănătate. Și e foarte important sărbătoare. Credem în Dumnezeu, așa ne-i dat de la părinți, de la bunei, așa facem mai departe. Pentru familie, pentru copii și pentru nepoții. Pentru nepoții. Și liniște în țară, liniște și tot în suflet. Unii cetățeni spun că sărbătoresc nașterea Domnului doar pe 7 ianuarie pe stil vechi, după calendarul iulian, dar sunt și persoane care se bucură de dubla sărbătoare și sărbătoresc și pe 25 decembrie. Este o tradiție la noi în Moldova, suntem ortodoși pe stil vechi și sărbătorim pe data de 7 ianuarie. Pe 25 sărbătorim Sfântul Spiridon. Din bunii, străbunii, ținem această sărbătoare pe stil vechi. Țin la ea foarte mult, sărbătorim cu mare drag, venim la biserică pentru sărbătoarea Sfântă Nașterea Domnului, pentru sănătate, pentru pace. Indiferent de data la care este sărbătorit, Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Diferența dintre Crăciunul sărbătorit pe 25 decembrie și cel perit vechi, sărbătorit pe data de 7 ianuarie, se datorează modului în care creștinii folosesc calendare diferite pentru a marca ziua sfântă. Crăciunul pe 7 ianuarie este sărbătorit de Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, cea rusă, sârbă, georgiană și calendariștii vechi greci, care continuă să se folosească de calendarul iulian pentru datele fixe.